element pe care îl avem în, îl vom lua în discuție, este încrederea pe care cetățenii subiecti o manifestă, atât în instituțiile publice, în special încrederea în sistemul sanitar, în cel de sănătate publică, care a fost minimalizată din cauza numărului exagerat de știri false și de informații parțiale care apăreau cu referire la originea sintetică a coronavirusului, referitoare la faptul că ne aflăm într-o situație de război hibrid între globalism și naționalism, între corporațiile transnaționale și vectorii globalizanți, statali sau suprastatali, etc. Presupozițiile care au stat la baza acestei cercetări sunt acelea că pandemia de coronavirus a avut o influență negativă asupra stabilității psihice a unei părți importante a populației, care a resimțit sentimente de tipul angoasă, anxietate, frustrare. Măsurile de lockdown impuse pentru limitarea dimensiunilor pandemiei vor influența comportamentele prosociale ale indivizilor în funcție de gravitatea stării de angoasă resimțite de aceștia în perioada pandemiei. Și faptul că transformările sociale, culturale și economice pe care societatea le-a înregistrat în perioada pandemiei conduc la acutizarea medicalizării vieții sociale și la conștientizarea societății actuale ca fiind o societate de risc. În opinia noastră, anxietatea socială este construită social prin mecanisme pe care noi le numim de derivă interpretativă, adică de modificarea semnificației, performanței de rol, în contextul apropierii valorilor culturale ale societății din care individul face parte și a resocializării anticipative în contexte culturale diferite. Cu privire la societatea de risc și medicalizarea vieții sociale, vom prezenta câteva aspecte, și anume faptul că pe măsură ce astfel de maladii existente în realitate, dar care au un puternic accent de construcție socială, anxietatea socială fiind un astfel de exemplu, dobândesc o incidență semnificativă din punctul de vedere al sănătății publice, iar societatea reacționează prin acceptarea patologicului și astfel începem să vorbim despre o societate profund medicalizată. Ideea de societate medicalizată este de foarte multe ori conexă cu cea de societate de risc, atunci când în discuție sunt implicate riscuri de natură medicală pe care societatea este parțial incapabilă să le gestioneze. Termenul de societate de risc a fost propus de Ulrich Beck și extinde conceptul tradițional de risc, înțeles ca suma probabilității apariției unui eveniment advers și amploarea consecinței acestora, pentru a include percepția subiectivă a riscului, ce apare în comunicarea intersubiectivă a acestuia, precum și, sigur, experiența socială de a trăi într-un mediu riscant. Vorbeam despre pandemii și despre starea de frică socială. Aici am dat câteva exemple. Social anxiety disorder, definită drept o tulburare în cadrul căreia interacțiunile sociale generează subiectul o stare de stres, constant, și facem referire în contextul lucrării din care am selectat această prezentare la diagnosticul prezentat în DSM-5, unde se face trimitere la componenta culturală a personalității și la modul în care individul își constituie raționalitatea fricilor sale pe baza experienței culturale dominante în societatea din care face parte. Sigur că vom trece la cercetarea propriu-zisă, pentru că trebuie să ne încadrăm în timp. Aceasta a fost realizată pe un eșantion de 103 persoane, preponderent din regiunea de nord-est a României, 67 dintre acestea, 42 fiind din județul Suceava, 15 din județul Botoșani, 10 din județul Iași, dar și din alte județe ale țării, din Cluj, București, și un număr de 12 persoane din Republica Moldova au răspuns interviuatorilor noștri, spuneam studenți ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Au răspuns la interviuri și persoane din România,
dar temporar aflate în acel moment în Austria, Spania, Italia, Belgia, Germania și Marea Britanie. De asemenea, au fost un număr de 15 persoane care nu și-au declarat regiunea de domiciliu. Sigur, persoanele au fost de gen feminin în majoritate, 62 dintre aceștia, masculin 31, dar iar un număr de 7 persoane nu și-au specificat genul. Vârstele au fost între 18 și 24 de ani, 47 de persoane, între 25 și 30 de ani, 26 de persoane, 35, 45, 14 persoane, 9 persoane fiind între 45 și 60 de ani. Mediul de proveniență, rural 42 de persoane, urban 25 și nespecificat 36. Eșantionarea a fost unul de oportunitate, metoda de eșantionare fiind cea a bulgărului de zăpadă. Trecem acum la datele efective, care au fost analizate prin metoda teoriei fundamentate pe date, Grounded Theory. Cei care doresc să afle mai multe informații despre această metodă, Grounded Theory, un curs pe care l-am susținut pe această problematică, este disponibil online pe canalul de YouTube Cursuri Online, youtube.com/c/cursuri online Antonio Sandu, și acolo găsiți mai multe informații despre această metodă. Ea constă într-un proces de generare sistematică a categoriilor conceptuale, urmărindu-se obținerea unui nivel de generalitate din ce în ce mai crescut, care să explice tema cercetată. Abordarea este una inductivă, fiind vorba de etape succesive de lucru, pornind de la informațiile oferite de subiecții intervievați. Vorbim de o natură exploratorie a metodei, aceasta urmărind creșterea unui corpus teoretic nou și mai puțin validarea unui set de ipoteze prealabile. Categoriile discursive obținute în cadrul acestor interviuri au fost cuprinse într-o codare inițială, numită codare deschisă, și aceste categorii au avut în vedere informarea cu privire la virusul COVID, la pandemie, la origini, criză, manifestare și tratament, și persoanele au declarat că s-au considerat în majoritate suficient informate din mediul online. Sigur că s-au considerat informații suficient cu privire la simptome, dar mai puțin la efecte, și o sursă importantă de informații au fost comunicarea cu persoanele infectate. Vorbim aici de o componentă importantă referitoare la dezinformare, și de aici respondenții, persoanele intervievate, au vorbit despre necesitatea selectării surselor. O categorie importantă pe care am analizat-o a fost aceea a experienței personale a infectării cu virusul COVID-19, care este semnificativă și pe care subiecții intervievați au menționat-o. Fie că vorbim de propria infectare cu virusul, fie vorbim de angoasa existențială legată de comunicarea cu alte persoane, mai ales cu cei apropiați infectați cu virus. Și aici, ca subcategorie, vorbim de comunicarea cu persoane infectate ca experiență subiectivă, nu doar ca realitate obiectivă comunicațională. Și aici vorbim de o experiență traumatizantă, o sursă a frustrării și a anxietății. Subiecții intervievați au arătat că au avut printre cunoștințele, mai mult sau mai puțin apropiate, persoane care au pierdut lupta cu viața. Vorbim și de sentimente de empatie și chiar de bucurie în cazul unor persoane care vorbesc cu, sau au fost ele însele sau au printre apropiați persoane vindecate. Merită să atragem atenția asupra discriminării care au putut apărea și legată de severitatea măsurilor de carantinare. Aici o altă categorie pe care am pus-o în evidență a fost cea a experienței subiective a măsurilor de carantinare, distanțare socială și lockdown, și care a afectat
pe respondenții pe plan personal, social, afectiv, material și psihologic, așa cum rezultă din spusele acestora. Experiența subiectivă a carantinării depinde de modul în care indivizii percep riscurile pe care malatia le poate aduce pentru propria viață, dar și pentru viața celor apropiați. Sigur, aici se adună și angoase specifice prezenței comorbidităților și a includerii în grupurile de risc. Apare o experiență subiectivă a modificării stilului de viață cu efecte frustrante categorice, indiferent dacă într-un sens considerat agreabil sau dezagreabil. Și reprezintă o experiență subiectivă reprezentativă pentru majoritatea persoanelor intervievate. Și aici îmi permit să dau citare din interviuri. Mă obișnuisem cu un anumit stil de viață, iar acum totul este diferit. Perioada de lockdown a fost considerată de unele persoane ca un moment de respiro. Deci iată și o parte pozitivă. Dar majoritatea persoanelor vorbesc despre restricții, despre faptul că nu și-au mai văzut familia de luni de zile și așa mai departe. Este adusă în vedere calitatea vieții și mai ales modificarea habitusurilor pe care persoanele le-au dezvoltat de-a lungul timpului. Vorbim aici despre o vulnerabilizare a populației în fața unui sistem pe care unii l-au considerat represiv. Și aici au făcut referire la acele ordonanțe militare. Și chiar dacă intenția măsurilor nu a fost una represivă, a fost percepută în multe situații ca atare, derulând simptome de frică socială, nu doar de pandemie, ci și față de măsurile pe care societatea, prin factorul politic, le-a putut lua, și mai ales atunci când vorbim de efecte precum segregarea socială, atunci când persoanele care sunt în risc de a contracta pandemia pot fi supuse unei discriminări, și am pus în evidență astfel de situații de segregare socială la intrarea în magazine, când luarea temperaturii a fost obligatorie și când persoane care stau febră puteau fi expuse de la a-și cumpăra bunuri din magazin, indiferent dacă aveau sau nu simptome de COVID, ci doar simpla prezența unei febre, de exemplu. Sigur, s-a adus în discuție și faptul că distanțarea socială poate deveni nu doar una formală legată de sănătatea publică, ci se poate aprofunda spre o distanțare socială reală în termenii păstrării unei distanțe de siguranță față de ceilalți membri ai societății, indiferent dacă situația de pandemie se păstrează sau nu. Și singurul de rezultatele cercetării din acel moment, astăzi, după ce măsurile de lockdown au fost de mult închise și după ce chiar măsuri pe comportarea măștii au ieșit din obligativitate și cele legate de certificate verzi, încă constatăm fenomene de distanțare socială în anumite medii. Se face în anumite situații diferența între măsurile gândite la nivel central și cele locale, fiind considerate că autoritățile au fost neadaptate la situația concretă. O să trec peste câteva categorii discursive pe care le-am mai pus în evidență. Am discutat despre impactul știrilor cu privire la pandemie, despre efectele percepute ale pandemiei din perspectiva fake news, despre credibilitatea surselor, despre percepția cu privire la perioada post-pandemică, ca fiind o invitație la responsabilitate legată de, sigur, de creșterea nivelului de igienă, dar și de menținerea unor nivel de poluare și așa mai departe, despre o nouă realitate socială legată de schimbarea ritualurilor sociale și recuperarea solidarității care au apărut. Sigur, vorbim de o virtualizare a spațiului social, obligativitatea lucrului de acasă, a școlii de acasă, duce către modificarea programului de lucru și, deși la început au bulversat semnificativ stilul de viață,
transformând locuința în birou și făcând superfluă granița dintre public și privat, ulterior pot fi considerate evenimente benefice prin accesul la resurse care altfel nu ar fi fost folosite, la resurse online, pentru dezvoltarea socială, pentru dezvoltarea economică și chiar pentru educație. Sigur, au existat răspunsuri care făceau trimitere la teoria de conspirației, la faptul că sunt folosite arme de distrugere în masă, că acest virus are folosit de forțe oculte ca formă de unor arme biologice de distrugere în masă. Frica socială este legată și de acest sens. Câteva cuvinte despre percepția generală asupra pandemiei pe care au experimentat-o persoane intervievate se referă la aspecte precum gravitatea, impactul și caracterul violent și neașteptat al acestei maladii. Ceea ce interesează persoana din perspectiva acestei categorii discursive pe care o analizăm, personificarea pandemiei cu forță aproape antropologizată, este un dușman cu care trebuie să luptăm, poate fi creditată cu o voință proprie și cu un mod propriu de acțiune, ce ne duce cu gândul la personificarea forțelor naturii sub forma unor zei sau demoni, benevolenți sau malefici. Și citez acum dintr-un interviu: am perceput-o ca pe o furtună venită din neant ce s-ar năpusti asupra pământului. Această autonomie subiectivizată a virusului face pe subiect să se raporteze la acesta nu ca la un eveniment generic aleatoriu, ca o mutație generică într-un corp viral, ci ca la o energie, la o forță care își face simțită prezența și potența, fiind astfel o abordare de tip magic sau mistic al acestei pandemii. Vorbim de asemenea despre o revrăjire a lumii, o întoarcere la magicul, la imaginarul magic, corelată cu aparentul eșec al tehnologiei în perioada respectivă, nefiind încă la dispoziție vaccinuri care să permită imunizarea contra acestui virus. Sigur, în etapa de codare axială, cea de-a doua etapă inductivă, am pus în evidență, și cu asta voi încheia, câteva categorii, cum este teama generată de riscurile percepute ale pandemiei, neîncrederea în capacitățile autorității de a gestiona pandemia și, în multe situații, refuzul internării, conștientizarea accentuării medicalizării societății și a societății actuale ca fiind o societate de risc, neîncrederea în dimensiunile reale ale pandemiei și în comunicarea cu privire la acestea, comunicarea publică cu privire la acestea, neîncrederea în știință, în sistemele de sănătate publică, și această neîncredere generează o anxietate care se poate croniciza și poate deveni o importantă sursă de eșec social și așa mai departe. Vorbim despre destructurarea sociabilității și o serie de ipoteze care au fost făcute. Am spus că în cercetarea de teorie nu sunt propriu-zis ipoteze, ci presupoziții, și aici aceste presupoziții au fost validate din perspectiva principiilor bioetice, a beneficienței, a non-vătămării, a respectului față de autonomie și dreptatea socială. Fiecare din aceste principii au fost puse, au fost operaționalizate pentru a vedea în ce măsură, în ce fel măsurile de lockdown respect aceste principii. Sigur, beneficiența vine însă, lockdown a venit să asigure un cât mai mult bine pentru cât mai multe persoane, dar în acest context pot apărea o serie de încălcări ale non-vătămării pentru persoane care, de exemplu, nu au avut acces la tratament și li s-a agravat starea de sănătate, nu au avut acces la tratament pentru că spitalele au fost transformate în spitale COVID și așa mai departe. Respectul față de autonomie a fost și el limitat de chiar respectul, limitarea respectului de mișcare și așa mai departe. Cam atât a fost prezentarea mea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația
care mi-a fost transmisă de a prezenta această cercetare în cadrul prestigioasei conferințe internaționale referitoare la psihiatrie și sănătate mentală Galația.